dia do desteno, băieții mei. Bine dimineața, să nu intru, mă. Haideți, mă, intrați. Haideți, ca la voi acasă. Haideți, haideți. Bă, băieți, bine v-am găsit pe Vloguleanu de sâmbătă. Suntem la Lupșanu, loc unde am copilărit eu. Și până să intrăm, venim să vă arăt repede unde e story time-ul cu gâștele. Mamă, cât mai căutam până casa asta pe aici. Am venit să o ajutăm pe mămăița, băi. Aici am furat porumb de marunt cu bătaia femeia asta, dar acum casa a căzut. E, cum se vede la orizont așa, e o vale unde e gârla. Haideți un pic mai încoace. Mamă, câte amintiri am pe aici, Grafson. Aici am copilărit eu. Veneam, fii atent. Vezi dealul ăla de unde se coboară? Mm-hmm. Ai satul Radu Vodă. Veneam pe acolo, treceam și urcam pe aici, să vină mama aici. Vedeți, mă mănâncă câinul care. Vezi orizontul la gârlă? Da, se vede. E fix un mal acolo. Nu faci dreapta de aici. E, acolo a lăsat fratele vostru boasca. S-au îmbătat gâștele. Gata, hai că ne mănâncă câinii în cavaș. E teritoriul lor. Și acum mergem la mămăița mea. Primează din spate. Așa. Păi vrea să mă uit pe câini, să nu vină tu. Mergem la mămăița noastră. Băi, dacă n-ați făcut încă, like, subscribe și follow pe Instagram, Tripleta Perfectă. Că se activă acolo zi de zi și vă răspund la toate întrebările și mesajele voastre de susținere și toate nebunile. Astăzi trebuie să facem un acoperiș pentru bunica la ocazionată de asta de lemne pentru iarnă, ca să nu bată ploaia. Din soare ploaie. Că este făcută din nu știu, ceva lipeală de balegă cu de asta, cum zice, cu țiglă. Și noi trebuie să facem o să-i punem tablă pe ea. Hai să vedeți și pe mămăița. Deci a copilărit fratele vostru. Bine, asta nu era. Acum l-au tăiat ei. Dar mai făcut niște lemne de foc. Să rămână! Primiți cu colinda! Nu primiți? Puteți-l prezint pe cameramanul meu, pe Cori. Să rămână! E cameramanul meu. Să rămână, omule, să rămână. Ce faci? Ce faci? Uite, te luăm pe cameră, ne lași? Foarte bine, da? Am venit să facem treaba, n-am venit să tăm de treaba. Deci, am venit 7 hândrălei pentru un acoperiș. E zi și mata. Lasă că-i treaba de sus. Okay. E de făcut. Ce mai mai ești bine? Binișor. Salută pe oameni acolo pe vlog. Să fă-le cu mâna. Îi zic că-i saluți. Pa. Nu pa, bre, nu pa. Da, da. Nu pa, să-i saluți. Salut, hai. Asta e chestia pe care trebuie să o facem noi. Acoperișul ăsta. Bă, se vede că e făcut cu țiglă. Are nu fac. Stă. Stai, mamă. Lasă mai, iau eu. Lasă pe iau eu, lasă pe iau. E ușor, gras. Așa. Bun. Hai să vedem aici. Aha. Uite, găi. Vedeți? Acolo intră ploaie din soare. Uite lemnișoare noi. Și astea trebuie să... Toată țiglă. Da, da, da. Să face. Să face, băieți. Măi, Alex, da, o fi deschis la Fulma. La? La ăștia, la Radu Vodă sau la gara. Păi, o să, cred că mă duc la Blechiu mai bine. Mergem să facem shopping-ul. Îl lași pe ăsta în față, mă? Păi nu e el cameramanul. Mamă, ce drumuri sunt pe aici. Mergem să facem cumpărăturile, boys. Să cumpărăm ce ne trebuie. Bineînțeles că nu stăm să filmăm. Bă, nu prea m-am uitat eu pe YouTube în ultimul timp. Nu știu dacă oamenii care fac daily vloguri filmează fix pe fiecare loc, dar noi cumpărăm și după aia filmăm, să vă arătăm ce am cumpărat. Se pare că e cel mai ok așa. Nu ne certăm. Nici nu stăm să ne certăm cu ei pe politica pe politica lor, că mulți au ce faci filmezi și de-astea și inhibați, dezinhibați. Cumpărăturile.
Am luat tablă, bă, nu vă mai zic că m-am enervat super maxim, că zicei că mi le-a dat la pomană. Am luat tablă, am luat niște scândură, cărbun de mâncare, de mâncare, de mâncare. Am luat șurube, am luat niște ciolofan pentru mamaia, am luat tot ce trebuia. Rămâne doar să ne apucăm de treabă, băieți. Hai la treabă! Ai așezat tarea frumos glasul? Da, mă, da. Mamă, am călcat pe una și s-a spart, mă. Grasul e băia mișto. Da, el nu știe. Bă, dar are rupt, mai pun sau le lasă acolo? Nu, la acolo. A? Alea bubuite de tot, nu. Dacă rup gâtul de aici, nu știu să vă iubesc. Aproape cu toți. Apa așa. Uite, bă, băieții ăștia e bine. Să bat pe muncă, bă. Mai ales uți. Amândoi. Pau să ține mâna de camera aici, că-i de viața aia. Ia mai pune. Mie numai să ne dărâm când trec acolo. Băga mea aici. Mi-ai băgat în gură molos de la. Pune-și pe aia. Pune-și pe aia. Uite cu ele, repede, mai e gras. E grasul, ță la ce te aștepți. E aici asta. Sincer. Și când mă întorc așa, mie să nu zboare. Să, de drumul la măcoare, mâncați și. Te mișc cam greu. Te întorci greuț. Așa. Gâțile. Ține mai vărsul aici să nu facă multe dar. Auzi. Când vă văd mă apuncă mila, că nu vă duce bila, nu vă duce bibilica, grasule nu-i bun de nimica. Stai bine mon cher, mărânci nu-s mon cler. Ia uite-i pe băieții mei, arată-i pe băieții mei aici ce muncesc cu tatăl de băinacu. Am zis să-i face numai mai așezământ. Mama, ce faci acolo? Până la porcane, mama. Asta e mamă, ce-mi rupeam gâtul, hai! Uah, mi-a stat inima, mi-a intrat inima în gât. Oh. Ăștia cred că-și bat degetele în cui. Băieții, câteva cuvinte pentru stream-ul ăsta frumos. Câteva cuvinte pentru live-ul ăsta frumos. Uți a venit să stea, grasul a venit la muncă. Dar n-ai cum să scăță, dă-l în doaie, mă. Hai că dacă mai iese, nu contează că e înduit, dă-i tare. Dacă te dai și în partea care trebuie. Da, tot, pe. Scuză-mă pe mine, nu ți-am înclinat-o cum trebuie. Tot nu ești în partea care trebuie, dar hai. Pic și poc, mă. Trebuia în sus, grasule. Dar eu n-am văzut cum era pus cu aia. Hai că stau bine, monșen, stau cu garanten. Hai că ești aproape, da. Iam! Next! Bun! Bravo, bă, băieții mei! Bine dușmani! Ha? Dă-i! Ăla dă-i direct! Asta se crapă! Bă, mai trebuie doar una, să știți! Da, asta cred că se crapă până în spatele de două camera, bine? După ce m-am chinuit să mă bag aici? Hai bine, stai! Când vă văd, mă apucă mie! Hai, mă. Eu și sticleții și ciorile. Îmi salut tot ciori. Ia vitezi. Băi, te latră cocoșul, băi. Lolec și bolec. Pic și poc. Să știi că pic și poc sunt ăștia, oară. Fără Caterinca, fără nimic. Mai are?
Ai speriat pe grasul, bă. Intră automat pe, pe percuția asta, ai văzut? Mm-hmm, e solo percuție. Vezi? Mamă, ce mamă, m-am purțit. Dar cunosc. Le dau. Pum, mi-a luat. I-a luat mânușa. Ai grijă pe... Ia. Dă coa. Bă, sincer, nu prea-mi place unul aici, uite. Scoate-l și pagă-l iarăși. Nu-mi place un... Ia dă-mi ăla de tăiat. Că ajunge, cred că ajunge aici. Atent. Că au anunțat ăștia ploaia astăzi și Bogdă și-a personalizat și-a făcut el umbrelă. Atent. Grasule, mai am vreo 8 cuie de întors. Băgați-i și mie la tăiat, bă. Briză. Da, da, nu poți, mă, fără aia, nu mai simți. Am zis încet. Am zis să ne mișcăm așa. Da și gură, n-a spus nimic. Dacă spui ceva, Boghi te bat. Te dai singura de condată, Olie. Mama e? Mama e? Am nevoie de tine cu ceva. Hai. După preferințe. Am nevoie de tine cu următoarea chestie. Asta e moft. Vino cu. Să împingi cât vrei. Dacă vrei să te așezi mai mare, mai mică. Da? Uite, vino în spate să-ți arăt. Adică, eu pot să-ți o fac. Sau că nu. Ia-l-ai! Gras, dă-mi și-mi pe aia. Bun. Puță, să-mi zici de jos. Așa. Unde o dai întreagă ca să trebuie să bagi acolo? Lipsă, lipsă. Asta trebuie să fie întreagă. Nu, mai în spate. Adică mai în spate. Mai în spate aici. Uite aici, de exemplu. Pe linia aia. Exact aici unde e camera. Exact pe nivelul la cameră. Aici? Gen camplează și cu camera. Ok. Am terminat acoperișul, ne apucăm de runda a doua, așa nume, să tragem lumină. Vrea bunica un cablu simplu care să intre cu un ștecher aici în priză înăuntru
Și în momentul în care îl bagi în priză, să prindă patru becuri, becul de la camera asta, becul de la toaletă din curte, becul de la lemne și becul din spate de la cățel. Mă rog, lângă cățel acolo. Deci asta avem de făcut acum, foarte simplu, dar eu vă iau să vă arăt acoperișul, tati. Hai să vedeți acoperișul. Hai să vedeți frumusețea asta. Bă, nu sunt eu expert, dar am făcut și așa cum am știut. Da, le-am petrecut frumos, le-a lăsat fratele aici tot ce trebuie. Bun, runda a doua. Runda a doua începe acuș. Suntem aproape de gata, boys, cu legăturile. Am făcut aici o improvizație pentru că, na, ca la țară, așa s-a cerut. Așa s-a făcut. Meseriașul execută. Adică am mufat un d-asta și am mai tras din firul ăsta principal încă unul secundar. Bine, cam toate sunt în serie. Facem aici o întoarță. Lăsat un pic cablul ăla mai lung ca să pot să-mi jonglez cu el. Să le izolăm și noi puțin pe astea. Bă, nu știu, aș vrea să vă zic câteva vorbe, dar nu vreau să vă supărați pe mine, să nu ziceți că sunt eu Toma necredinciosul. Dar iubiți-vă părinții și bunicii, frate. Că nu știi când se duc, bunicul meu a murit aproape 3 ani, Dumnezeu să-l ierte. Și uite, astea sunt chestii făcute de el. Și mergeau și în ziua de azi, făcute de zeci de ani. Când au nevoie de ajutor, ajutați. Nu vă bate joc de ei, v-au crescut când erați mici. Și acum nici nu-i mai băgați în seamă. Sau vă duceți odată pan la ei și câteva bunuri. Și atât. Și aici băgăm ca la țară, bam, bam. Și am făcut o coinăcească. Așa. Dar am reînnoit și noi fasungurile. Aici o să vină un pap. Bun, deci am pus un bec aici. La găinușe. Pe care trebuie să-l izolez acum. Găinușă! Ala e! Cred că găina aia vrea la oală. Apa așa. M-am făcut și electrician, și tâmplar, și faianțar, și pe mama, și pe tata. M-am învățat singur să mi le fac pe toate, să nu apelez la nimeni. N-am bani să plătesc meșter, nu face lucrare. De câteodată mai mult îți ia meșterul decât materialele. Mie mi s-a întâmplat la baie. Mi-a cerut meșterul vreo 2000 de lei să-mi facă toată baia. Și pe materiale am dat 1600 de lei. Bine, nu top materiale, da? Ca fapt divers, așa. Sper că vă place vlogul, încât să-l apreciați cu un like. Dacă ești nou pe canal, subscribe, follow pe Instagram la Angegosul Suprem. Și să nu-ți fie rușine niciodată să muncești, băi. Munca nobilează omul. Alții au murit din muncă și n-au pățit nimic. Cum s-ar zice. Bun. Și atât, da? Și la asta o să facem la fel o acoperire de aia. Asta e făcut aici, cablurile sunt bine.
Am cumpărat și făcut. Păi țin coace. Aici avem bec. Bine, nu cred că se vede, nu? Se vede? Uite, aici avem bec, cablu care vine. I-am pus și cămașa pe sus. Vine pe dedesubt acolo și mai avem doar două becuri de pus și un staker. Gata. Așa. Bun. Asta o dată aici. Uite găinușa ea filmează. Rec. E de pe rec? Da.